Bună ziua, Sophie. Ne auzim? Ok. Astăzi ți-am pregătit două partide jucate la nivel înalt. Două partide de mari maestri, da? Prima partidă pe care vreau să ți-o arăt este jucată în 1977 între doi mari maestri, la alb este Lyubomir Kavalek și la negru Boris Spassky. Dacă ne mai aducem aminte, Boris Spassky a fost al 10-lea campion mondial de șah între 1969 și 1972. Partida aceasta se desfășura în 1977, deci după ce Boris Spassky pierduse titlul mondial, campion mondial atunci era Anatoli Karpov, și meciul acesta s-a încheiat în favoarea lui Spassky cu 4-2. Dacă despre Boris Spassky știm destule, că a mai vorbit de mult în multe situații, Lyubomir Kavalek, hai să-ți fac o mică istorie și a lui. Este un mare, a fost, de fapt, scuze, un mare maestru american de origine cehă. A murit la începutul acestui an, săracul, la o vârstă, 77 de ani a avut, da? Deci el inițial a reprezentat Cehoslovacia, dar apoi, ca să spun așa, s-a transferat în Statele Unite, a emigrat și, devenind jucător american, chiar a câștigat vreo 3 campionate pe acolo, foarte puternic acest jucător, iar după ce nu a mai jucat șah de performanță, a fost și un foarte bun antrenor. Mulți, mulți jucători tineri pe vremea aceea și care acum sunt așa mai în vârstă, cum ar fi Nigel Short, inclusiv Karpov, chiar și Anand, s-au pregătit cu el. De asemenea, Kavalek a făcut parte din echipa care l-a însoțit pe Bobby Fischer în 1972 în Islanda, la Reykjavik, când s-a desfășurat meciul pentru titlul mondial între Bobby Fischer și Boris Spassky. Ca rezultate notabile, deci pe lângă cele 3 campionate ale Statelor Unite câștigate, Kavalek a atins maximul posibil în 1974, deși el era mare maestru din 65. Deci la 22 de ani devenise mare maestru, dar în 74 a atins un elo maxim de 2625, ajungând în primii 10. Deci un jucător foarte puternic. Și partida de față este într-un fel, ca să spun așa, din acel meci câștigat de Boris Spassky cu 4-2. Și vom vedea un Boris Spassky care pune în aplicare, în apărarea spaniolă, din nou varianta clasică. Ieri, practic, această partidă este o continuare a lecției de ieri, da? Deci, încă o dată, Kavalek alb, Spassky negru, E4, E5, cal F3, cal C6, nebun B5. Și varianta clasică, așa cum am văzut și ieri, începe aici cu nebun C5, da? Variantă care, la ora actuală, într-adevăr, nu mai este la modă, pentru că exact cum ți-am spus și ieri, într-un fel nebunul la C5 într-adevăr are o poziție activă la C5, dar el poate fi o viitoare țintă de atac pentru pioni după C3 și D4, da? Și exact Kavalek continuă varianta cea mai tare, C2-C3, așa cum a continuat și ieri Anand, dacă ți-a aduce aminte partida lui. Dar adversarul lui Anand în partida de ieri a continuat aici cu F7-F5, care a dus la varianta Cordel.
Aici, deci pe lângă acest F7, F5, negru mai are vreo 3 continuări la dispoziție și cea mai puternică și cea mai sigură este dezvoltarea normală cal F6. Deci calul la F6 e care pur și simplu să atace direct pionul din E4. Da? Dezvoltare normală de cal F6 și atac al pionului din E4, încercând să-l descurajeze pe alb să împingă D2, D4. Însă Cavalec face rocadă, Spassky face rocadă și acum D2, D4. Ca să înțelegi un lucru, deci o prima intervenție care vreau să o fac, direct E2, D4 aici este o variantă mai slăbuță, pentru că după E4, CD4, negru are la dispoziție acest șah. Deci mutare cu tempo și pe urmă eventual chiar poate să bată acest pion de la E4. Mă rog, sunt niște variante care în niciun caz negru nu are probleme cu probleme în aceste variante, de aceea în loc de D4 normal se joacă aici rocadă. Și după rocadă acum D2 D4, pentru că nu mai ai la dispoziție acel șah la B4, regele alb fugind. Și atunci, acum această bătaie, în acest moment, practic îl lași pe alb să-și facă un plug de zăpadă care se și rostogolește foarte amenințător peste tine, da? Deci este greșit. De aceea nu trebuie în niciun caz să îmbunătățești, ca să spun așa, să-i ușurezi viața adversarului. Boris Spassky joacă nebun B6. Turneu 1, cu amenințare clară acum de a bate pionul din E5. Deci, Sophie, te poți întreba aici, bine, bine, dar nu cumva eu cu albul, în afară de turneu 1, eu nu cumva am cu albul două bătăi aici, de ce nu bate albul? Păi la D5 să nu uităm că și albul are un pion neapărat la E4 și după calea pe E4, damă D5, cal C5, poziția este complexă, dar ca să spun așa, negru poate juca foarte, dacă știe multă teorie, joacă îndrăzneț și iese cu brio din această deschidere, de exemplu după turne 1, pion de 6 și după e de 6, nebune 6. Și după damă de 1, damă de 6, spune-mi și mie, Sophie, cine stă mai bine aici, practic? Negru. Dacă ne uităm un pic, vedem că albul mai are încă de scos două piese ușoare, deci poziția aceasta este un pic superioară pentru negru. Normal că albului nu-i convine astfel de variante, de aceea în partidă nu bate direct și își apără acest pion. Acum amenințând să-l bată la E5, de aceea pur și simplu Boris Spassky și mai apără odată și își deschide și diagonala nebunului din C8. Nebun G5, H6, mutare tot timpul utilă, da? Nebun H4 și aici după E5 ia pe D4, acum trebuie să bat acolo și normal acum Cavalec, care este la alb, se gândește așa: ce să aleagă între nebun ia pe C6 și C3 ia pe D4. Deci are la dispoziție două continuări, două mutări candidat, ca să spun așa, și el se hotărăște pentru acest nebun ia pe C6. Dar ce s-a fi întâmplat după CD4? CD4, nebun G4, nebun C6, BC6, deși chipurile aș avea o structură slăbită de pion, totuși, ca să spun așa, în negru rămâne cu perechea de nebun pe tablă. Și să zicem cal C3, aici orice fel de încercare de genul acesta te duce la poziții chiar slabe, rău de tot, după D5, da?
Iar după calce 3, să zicem, nebunea pe F3, trebuie să bați cu G-ul, că dacă bați cu dama, pierzi pionul din D4 și după G5 putem spune că și-a stricat și albul structura de pion, deci are și albul în acest moment tot 3 insule de pion ca și noi și poziția, după să zicem, cal H5 este considerată egală, de luptă, dar egală, fără niciun fel de complicații, ca să spun așa, pentru negru. De aceea, în partidă, observând această primă mutare, Cavalec se hotărăște să bată direct în C6. Și acum intervine, ca să spun așa, intervine mutarea următoare a negrului, ne arată că este pus, vrea să joace la câștig. Deci nu bate automat acest nebun pentru a-și lua figura înapoi și mai bate un pion. D4 ia pe C3. Pe ideea că, normal, dacă se retragi nebun și zici, aha, rămân cu o piesă în plus, pur și simplu mai bate în un pion și ți-a și turnul din nou. Observ, Sofie? De aceea aici tu cu, după D4 ia pe C3, tu cu albul trebuie neapărat să capturezi acest pion, dar acum negru pur și simplu își ia figura înapoi. Mă bucur, Sofie, că ești atentă. Și dacă stăm și ne uităm aici, cel puțin la prima vedere, în primul rând, negru a rămas cu pereche de nebuni, dar ce e mai important, și mai important, a rămas cu un pion în plus. Da? Deci albul are 6 pioni și negru are 7. Într-adevăr, structura lui este 3 insule de pion, 2 pion dupli, dar are perechea de nebun și totuși pionul este pion. Să nu crezi, Sofie, însă că poziția este cumva câștigată de către negru, pentru că în continuare piesele lui suferă, ca să spun așa, de o mică neconcordanță. Nu prea lucrează bine între ele. Cel mai enervant pentru negru, care deși are perechea de nebun și un pion în plus, enervantă este această legare de care nu prea poți să scapi. Și Cavalec aici joacă dama 4 cu intenția clară eventual de a-și lua pionul înapoi. Și dacă ne uităm un pic, negru este în continuare cu un nebun pe poziție inițială și legătura asta se menține. Și aici, după o lungă gândire, negru face o mutare care eu cel puțin n-aș fi făcut-o în niciun caz. Deci joacă damă de 7. Ieșind de pe legătură, vezi, acum acest cal de la F6 nu mai este legat, dar permițându-i totuși albului să-i strice negrului păturica, pentru că albul exact asta face, nebunea pe F6 și după GF6 păturica ta este spartă în fața regelui propriu, da? Acum vreau însă să înțelegi de ce, de exemplu, să știi ca fapt divers, calculatorului nu-i place această mutare, damă de 7, zice că este prea îndrăsneață, este prea riscantă, este prea, prea, prea. Și normal el propune aici G7, G5 pentru a scăpa de această legătură. Și într-adevăr, poți să spui că după nebun G3, nebun de 7, stai excelent cu negru, ai scăpat de legătură, da? Ameninți eventual pionul din C6, nu-l mai dai. Care este problema? De ce nu adoptă Boris Spassky acest plan și intră în varianta
cealaltă care s-a jucat în partidă, care este foarte, foarte tăioasă. Adevărul este că aici este foarte posibil ca Boris Paschi să se fi temut de acest sacrificiu. Calea pe G5. Și după HG5, nebun G5, deci practic să dai calul din F3 pe 2 pioni, dar practic doar pe un pion, că el deja avea unul minus. Dar legătura asta devine dintr-o dată extrem, extrem de enervantă. Și aici poți să spui că joci nebunia pe F2 șah și după rege H1, deci nu poți să bați. Da, Sofie? Că ți-aș fi dat șah și mi-aș fi luat piesa înapoi. Dar rege H1 te duce la niște poziții foarte, foarte ciudase. De genul nebune 1, turne 1 și în acest moment negru are o tură în plus. Dar nu știu cum ar putea rezista aici. Să zicem că joci turne 8 pentru aparatul pe 1 cu turne 6. Deci acest cal este înghețat. Și albul își pune bateria pe el. De exemplu, aici nebuna 6 turnea pe F6. Aici este cu duș și întors. Este foarte posibil ca cine știe ce, Doamne iartă-mă, să joci. Cred că trebuie să joci damă pe 8. Deci ce vreau să spun, Sofie, este că poziția asta este extrem, extrem, dar extrem de complicată. Și poți oricând să gafezi atât cu albul cât și cu negru. Revenind înapoi la poziție, cred că aici, observând astfel de variante destul de tăioase, de aceea Spassky în partidă optează pentru damă de 7, lăsându-l pe alb să-i strice structura de pioni. De ce? Pentru că el totuși are perechea de nebun pe tablă și culmea. Acum, chit că păturica este spartă, el poate beneficia la o adică de această coloană deschisă pentru atac asupra regelui advers. Și să vezi, Sofie, cât de instructiv și cât de periculos era Boris Paschi, că nu degeaba într-un fel a fost al 10-lea campion mondial. Acum, practic, negru poate juca foarte agresiv damă G4 să-și pună piesele grele pe coloana G, de aceea Cavalecki joacă H3 pentru a interzice damă G4, dar foarte calm Boris Paschi joacă rege H8 cu ideea clară ca acest turn să se ducă pe coloană semideschisă. Cale 2, cal repede, repede, repede în apărarea regiului propriu, turn G8. Cal F4, acest cal de la F4 la o adică acoperă, se poate spune, orice. Deci, încă o dată, după turn G8, care este amenințarea negrului aici, Sofie, ca să nu... Să zicem că fac un random move, să zicem că joc turn de A1, aducându-mi ultima piesă care dormea. Pe urmează damă ia pe H3, o apa nașpa. Nu? Și ești mat la G2. Acum nu mai merge ca pe 4, că ți-l bași pe asta degeaba. Da? Deci, de aceea Cavalec aici a jucat, mă bucur, Sofie, a jucat ca pe 4. Nebun B7. Visul negrului ca acest nebun să se pună pe diagonala mare și să participe la atac. Pentru, normal, după ce vei împinge acest pion în față. Cal H4, rotire de cai. Observi, Sofie, cum... Și albul este un jucător foarte, foarte agresiv la o adică și acest cal unde vrea să aterizeze? La F5. Turn de A8, calm. Cal F5, rege H7, iar cal trebuie să-mi apăr pionul din H6, da? Și damă C2. Și cel puțin în acest moment,
Regele negru pare puțin în pericol. De fapt, dacă îl lași pe alb să împingă aceste 4 e5, pare puțin mai mult în pericol. Ia uite. Deci tu cu negru nu trebuie să lași acel pion să se sacrifice în față și albul să deschidă diagonala B1 H7. De aceea, din nou, calm, foarte mult, multă calmitate, ca să spun așa, turn E5. Blocior. Bang! Dama de 2. Asta este o primă inexactitate. Să știi într-un fel, Sofie, deci înainte de acest dama de 2, calculatorul spune că la o adică albul stă excelent după G2, G4. Sincer, chiar zice că stă mai bine. Da? Și vei vedea de ce este important acest G2, G4 la adică. Dar în partidă, Cavalec, ca să spun așa, cred că amenință calea pe H6, nu? Zic și eu. Și eventual calul ăsta să plece prin descoperire. Dar unde să plece prin descoperire? Că nu prea are unde. Și foarte calm, Spassky joacă C6, C5. Eliberând, practic, acest nebun. Da? Pe diagonala H1 A8. Și acum vine a doua inexactitate a albului, care înclină definitiv balanța pentru negru. Deci el aici joacă cal de 5, care este o greșeală. De fapt aici, vezi, Sofie, ce înseamnă încă o dată, că am mai făcut, nu degeaba am făcut cu tine lecțiile acelea, știi că sunt poziții în care trebuie să-ți dai seama ce ești, pradă sau prădător. Faptul că analizezi greșit o poziție te poate duce, lăsa pe tine cu impresia că tu ești marele prădător, dar de fapt tu ești pe post de pradă aici. Și practic ești forțat la o, adică să faci mutări pasive, adică să răspunzi la amenințările negrului și să joci un eventual F2, F3, ca să faci acest nebun din B7 cât mai pateu posibil. În momentul când joci, zici că tu ești prădătorul și joci o astfel de mutare, cal de 5, te pomenești cu un simplu sacrificiu, mă rog, simplu pentru ei, pentru noi mai dificil, dar oricum turnea pe F5, care dintr-o dată pune marea, marea problemă a calului din D5. Deci cal de 5, care la o adică este o mutare extraordinar de agresivă. Sofie, să nu uităm că acest cal de 5 vrea să-mi bată mie la F6. Cu, mă, leu, ce super furculiță. Dar nu ai timp. Și nebunul din B7 devine dintr-o dată tăticul partidei. Deci această mutare simplă, turnea pe F5, ea pe F5, dama ea pe F5 și dintr-o dată albul se pomenește pur și simplu pe ideea că nu poate muta acest cal, lăsând la o parte cam și dama ea pe H3. Da? Dar când mut acest cal, diagonala nebunului din B7 este complet deschis. În partidă, Cavalec, adică albul, se hotărăște să apere acel cal cu turn de 1, dar acum, pur și simplu, după C4, din nou o mutare monstru, cu ce amenințare, Sofie? C4, practic, amenință așa. Simplu, nebunea pe D5, să zicem că face o mutare de genul acesta, da? Ce să joc, ce să joc? Să joc nebunea pe D5, dama ia pe F2 sau...
Am atât nebunia pe D5, dama aia pe F2, am și pot să joc și în partidă, turn aici, turn G5. Totul e ca acest cal să plece de aici. Deci în partidă, după C4, a jucat rege H1, încercând să plece de pe coloana G, aveam și dama H3 la dispoziție, corect. Dar după turn G5, cavalec, adică albul ia mat pe tablă. Sincer, Sofia aici, albul a cedat, dar pentru a-ți arăta frumusețea, ca să spun așa, practic tu ești amenințat, acest cal este atacat în acest moment de 3 ori, da? Și de nebun, și de damă, și de tur. Și neputându-l apăra a treia oară, trebuie să fugi. Dar unde să fugi? Indiferent unde fugi, la F4 sau la E3, să zicem că fugi la F4, urmează turnea pe G2, cal G2, șah și mat. Mate. Da? Spassky era într-adevăr un campion mondial foarte, foarte agresiv când îi se dădea, ca să spun așa, posibilitatea de a-și pune creativitatea aplicare, ca să spun așa. Practic aici vedem că albul ar avea chipurile două calități în plus, dar ce faci? O partidă foarte instructivă, deci în partida spaniolă, varianta clasică, în care, spre deosebire de cea de ieri, aici negru câștigă adoptând varianta cea mai jucabilă și cea mai la modă pentru varianta clasică, adică acel cal F6. Deci nu F5 și nu damă F6, deși e posibil ca mâine să ne uităm și la cealaltă continuare, damă F6. Și trec la a doua partidă, care asta a fost ca prima partidă, ți-am prezentat-o ca un fel de continuare la episodul de ieri cu varianta clasică. Să-ți arăt cum joacă negru cel mai bine varianta clasică, dacă dorește să intre în ea cu negru. Acum însă vreau să-ți arăt o partidă foarte, foarte celebră, care este plină de sfaturi încălcate, ca să spun așa. Ți-aduce aminte că în deschidere e bine să respecti cele trei reguli de aur, să nu le încalci niciodată, dar să ții cont și de sfaturi și să le încalci cât mai puțin posibil. De sfaturile sunt acele sfaturi care e bine să nu le încalci, deși sunt poziții în care aceste sfaturi se încalcă. Partida este jucată în 1992 la Interpolis. Da, să nu scoți dama la început, să nu muți de mai multe ori din aceeași piesă, să nu faci multe mutări de pion decât în centru 3, 4, 5 maxim, dar astea toate sunt sfaturi, da? Deci sunt poziții și poziții în care aceste sfaturi sunt încălcate. Deci partida aceasta este jucată între Nigel Short la alb și Jan Timman la negru. În 1992. Nigel Short este un jucător englez și la ora actuală activ. Are în continuare 2626, cam așa, da. În iunie 2021 apare în lista Elo cu 2626. Asta înseamnă că încă nu este, ca să spun așa, adică a ieșit din acea spumă de mari maestri, dar în continuare este un jucător foarte, foarte puternic. Iar în 1992, el fiind născut în iulie 1965, deci este mai mic cu un an jumate ca mine, în iunie, în 92, câți ani avea?
35. Nu, 25, scuză. Cât aritmetică știu? 26. 26 de ani. 27. 26. Bun. Era foarte, foarte puternic. Devenise mare maestru din 1984, deci de la 19 ani. Deci cu 8 ani înainte el era deja mare maestru. A jucat în 1990. Adevărul e că perioada lui de grație a fost 92-94, în care a ajuns inclusiv să dispute un meci pentru titlul mondial cu Garry Kasparov, pe care într-adevăr l-a pierdut într-un mod destul de dificil pentru el. Garry Kasparov a câștigat într-un mod strălucit acel meci, dar până ajunge la Garry Kasparov, Sofi în semifinale a trecut de Jan Timman, da? Și în finală a trecut de Anatoli Karpov, sau invers, în semifinale de Karpov și în finală de Jan Timman, pentru că erau meciurile candidaților. Și în momentul când a trecut de Anatoli Karpov, practic toată lumea într-un fel ar sufla și ușurată, că era interesant acest duel între cei doi mari capa, Karpov-Kasparov, ca să spun așa, care se desfășura fără nicio oprire din 85 până în 90, până în 90 tot timpul s-au întâlnit cei doi jucători între ei. În 1992 Anatoli Karpov n-a mai reușit să fie challengerul lui Garry Kasparov, pentru că a luat bătaie în semifinale de la Nigel Short. Aici e și o, ca să spun așa, e și o poveste foarte simpatică. Dacă vrei să știi, Sofi, deci după ce l-a bătut pe Karpov în semifinale și pe Jan Timman în finală, Federația Internațională de Șah, FIDE, a organizat, vroia să organizeze normal meciul pentru titlul mondial între Kasparov și Nigel Short. Dar pur și simplu, fără să întrebe pe cei doi jucători, ceea ce e așa, fără niciun fel. Deci nu i-a întrebat nimic pe cei doi jucători, a stabilit premiile de la ei putere, deci fără nicio vorbă față de cei doi jucători, și locul unde să se joace finala, și ce premii să ia, și cei doi jucători, în speță Short și Kasparov, s-au supărat și au zis că ei nu mai joacă meciul acela. Și atunci s-a realizat schisma aceea în care au apărut două federații internaționale de șah. Deci Kasparov și cu Nigel Short, cum s-ar zice, și-au luat jucăriile și și-au făcut o altă federație a lor. Și Federația Internațională de Șah, adică FIDE, ca să aibă campion mondial, ce a făcut? I-a luat pe cei doi învinși ai lui Nigel Short, adică pe Jan Timman și pe Karpov, să joace pentru titlul mondial. Deci pentru titlul mondial în 93, pentru titlul mondial al lui FIDE, 93 au jucat doi învinși, practic, care nu prea aveau ce căuta în acel moment acolo, pentru că nu ei erau cei mai buni jucători din lume. Era Nigel Short și cu Garry Kasparov. Dar revenim la partidă. Deci Nigel Short este la alb, Jan Timman la negru. E4, dacă poți să-i și vezi jos în poză, da? Și cât de celebră este această partidă. Jan Timman începe de la prima mutare cu o apărare foarte ciudată și pe post de surpriză, deși cal F6. Această apărare foarte agresivă a fost pusă în practică de al patrulea campion mondial, Alexandru Alehin, în care pur și simplu acest cal îți atacă pionul din E4. Și normal, la atac, răspuns cu contraatac, E5. Deci am asistat deja la o încălcare de sfat. Da, trebuie să muți calul, nu? Dar
La o adică ai mutat cu acest cal de două ori, da? Dar este deschidă. D4, D6, KF3. Este varianta cea mai uzitată împotriva apărării Alehin, deși să știți, Sofie, că sunt mai multe continuări aici, adică mai multe. Una ar fi și acest C2, C4, care să arunce calul la B6. Dar și după, să zicem, cal B6, să joci și F2, F4. Asta este varianta celor patru pion, dacă ți aduce aminte, nu știu dacă mai ții tu minte, tot așa într-o ședință, dar mai de mult ți-am arătat o partidă a lui Ivanciuc. Am comentat o partidă a lui Ivanciuc la alb în această variantă, foarte frumoasă și aia. Revenim la partida de față, deci alb adoptă cal F3. Și continuarea cea mai uzitată de către negru împotriva lui cal F3, care este o... încearcă pentru alb să ducă partida pe un teren sigur și solid, aici este nebun G4. Dar asta nu înseamnă că... Deci cea mai uzitată continuare este nebun G4, nebun E2. Dar asta nu înseamnă că negru nu poate alege altă continuare și Ian Timan, negru, adică alege aici continuarea G7-G6. Într-un fel, pe mine mă interesează foarte mult, m-a interesat foarte mult această partidă, pentru că întotdeauna când eu văd la negru că negru adoptă, ca să spun așa, rocada tip cazemată, partidele alea încep să devină interesante pentru mine, pentru că și eu la negru, mai ales împotriva sicilienei, dar și împotriva lui D2-D4, mie îmi place să adopt foarte mult rocada tip cazemată. Deci G6, nebun C4, deci acest Nigel Short atacă acest cal din D5, nu cu pionul, cu nebun. Și după cal B6, nebun B3. Nebun G7, dama E2. Pe ideea de a nu încerca cumva să schimb damele, da? Deci, practic, putem spune aici că dacă joci rocadă mică, pur și simplu negru are la dispoziție această continuare relativ simplă prin care schimbă damele, vrei, nu vrei. Chit că poate să rămână și fără pereche de nebun la o adică, deci asta lăsăm la o parte, pentru că de fapt cale 5 poate să fie și periculoasă după C5, da? Iar D5 te duce aici după schimb de dame la o poziție extrem, extrem de plăcut de jucat pentru tine cu negru. De aceea în partidă Nigel Short adoptă dama E2. Deci nu rocadă, nu mutare, nu face o mutare, ca să spun așa, mecanic, da? Dama E2, cal C6, presiune, presiune, rocadă mică. Am totuși trei apărări pe pionul din E5. Și aici negru face rocada mică, amenințând acum nebun G4. Adevărul e că ți-ar fi plăcut foarte mult să joci direct nebun G4, Sofie, nu? Dar nu poți în acest moment să joci nebun G4, pentru că ar urma nebunea pe F7 șah. Și după rege F7, cal G5. Ia psa. Da? Și după, să zicem, rege 8, damă G4, mi-au figura înapoi, iar când încep să bați, să zicem, D5, îți joc acest cale 6 și te îngrop. Ai rămas fără rocadă, rămâi și fără nebunul de cazemată, de fapt rămâi fără material, ai, scuză-mi expresia, că această furculiță de cal duce la câștig de material. Da? Deci, de aceea este logic că aici negru nu joacă direct nebun G4, face rocadă. Intenționând acum să joace nebun G4, de aceea Nigel Short îl oprește. H3. A5, cu amenințarea clară A4,
Deci observ, Sophie, că în acest moment cu albul ăla, adică negru fiind foarte, foarte agresiv, trebuie să faci mutări într-un fel pasive. Deci, dar asta nu înseamnă că ele sunt greșite. Trebuie tot timpul să te uiți și să faci, să răspunzi la amenințările adversarului. Deci adversarul amenință A4, să-ți ia un nebun. De aceea tu trebuie să joci tu A4. Oprește-l. D5, D5, cal D4. Cât mai multe schimburi. Cal D4, dama D4, turne 1, aveam pionul din E5 atacat de două ori, da? Deci trebuie să-l apăr. Și F6. Sincer, aici mutarea asta pare și s-ar putea chiar să fie destul de îndoielnică, pentru că nebunul din C8 este făcut cam nebun prost după această mutare. Deși calculatorul zice că este o mutare bună, dar cel puțin omenește vorbind, eu nu pot să înțeleg de ce nu joacă negru aici nebun F5. Este foarte, foarte probabil ca Ian Timan să se teamă de această înaintare, dar nu-i văd rostul. Adică nu văd ideea din spate, pentru că aici poți să bați și să zicem cal de 2 ca să-ți aduci la F3, nu bați direct acolo. Dar poziția este complexă și calculatorul zice că negru stă bine. Deci, este, încă o dată, este foarte posibil ca negru să fie temut de aceste 6, de aceea zice, las, mai bine fac eu nebunul puțin prostuț și îl voi scoate mai târziu la luptă. Deci, E6, cal D2, aici este un caz clasic din nou, Sophie, în care acest cal, în loc să dezvolte la C3, se dezvoltă la D2 pentru a veni la F3. Da? De aceea, mutarea cal C3, care pare mult mai normală funcție de ce am învățat noi, nu prea este util aici, da? Deci, în partidă joacă cal D2. Cal D5, cal F3. Du-te, damă, de acolo. Îmi interesează și acest pion din E5, care are un mare rol, să știi, în desfășurarea partidei. Deci, acest pion de la E5, acest cui alb de la E5, îi micșorează foarte drastic, ca să spun așa, activitatea nebunului de fianchetto, de cazemat. Damă C5. Și aici albul joacă foarte logic, într-un fel, dama E4. Dacă stai să te gândești acum, Sophie, vezi ce înseamnă epoca calculatoarelor? Calculatorul îi place aici mutarea asta, H4. De genul să mă duc pe el, prum, prum, prum. Da, totuși suntem în 1992, calculatoarele încă nu erau la putere atunci. Dar nu că e o mutare nemaipomenită, doar că îi place mutarea calculatorului H4, o consideră ca interesant. Revenim la partidă. Dama E4, dama B4, hai să schimbăm damele. E bine să schimb damele aici? Nu. Cum să schimb damele? Dacă cumva bat la B4, îmi bate cu A-ul, și turnul din A8 devine o piesă foarte importantă. Dar cum mă păzesc de acest schimb? Pentru că nu pot să joc C4, că mi-a târnat nebunul din B3. Și atunci, Nigel Short, cu mult tupeu în el, joacă nebun C4. Din nou, o mutare care pare foarte ciudată, pentru că la o adică zici, păi bine, bine, dar după cal B6, până la urmă, tot va trebui să schimbi damele, pentru că am două bătăi pe acest nebun și după ce te retragi, iar îți bat. Și sunt tătic. Nu? E, și aici intervine într-un fel modul de gândire al lui Nigel Short, care joacă aici B3.
acest B3, care din nou este o mutare ce este greu de făcut. De ce? Ce desperechea de nebun. Îți și structura de pion. Dar ce obții cu negru în schimb? Cu albul în schimb? Obții o conlucrare fantastică a pieselor tale față de cele negre. Deci, Timan bate și după BC4 încep deja să apară amenințări pe tablă. Nebuna 3 este una, da? Vezi? Atac liniar. Turn 8, turn D1, dama C5, dama H4. Dintr-o dată mă duc la bubuiel. Pion B6, aici Sofie, ca să bați la E5, să zici, mamă, ce tare sunt, ți-am luat un pion și mi-am dat drumul și la nebun, este o mare gafă pentru că pierzi piesă după nebuna 3. Da? Deci trebuie să muți dama, dar dama e îngrenată în apărarea nebunului din E5. Deci nu poți să joci așa ceva. Ți-ar place, dar nu poți. Și atunci în partidă Ian Timan zice, hai Doamne iartă-mă să-mi pun nebunul de la C8 pe diagonala H1-8 și să fac presiune. Am perechea de nebuni, în fond sunt un tătic. Urmează însă nebune 3. Foarte, foarte importantă această mutare. De ce? Deci dacă lași, ca să înțelegi, Sofie, deși la prima vedere pare foarte normală, îți atac dama cu tempo, dar adevărul este că scopul este puțin mai adânc, ca să spun așa. Dacă lași pe negru să joace nebun pe 7, apare la orizont amenințarea pur și simplu ca acest nebun să fie schimbat pe calul din F3. Iar acest cal din F3 are un rol monstru în această poziție și vei vedea de ce. De aceea nebune 3 are două scopuri. Pe lângă faptul că mă dezvolt cu tempo, deci îmi scot încă o piesă afară, practic pun dama în fața nebunului și zic, deși ai tu dita mai baterie aici, nu vei putea să bați cu dama calul meu din F3, nu? Bun. Deci dama C6, nebun H6. Hai să schimbăm pe domnul nebun de cazemată. Ian Timan zice, ne. Și acum, dintr-o dată, short se aruncă. Turn de 8. Cu amenințare de mat, la o adică pe ultima linie, nu? Nebun B7. Mi-am făcut legătura între cele două turnuri. Mi-am făcut și o baterie damă nebun cu dama în față. Dacă acest cal pleacă haikui, îți dau mat la G2. Uite-te la săgeată, da? Negășor răspunde corect. Turnul din A1 la D1, scoțându-și ultima piesă și aici, practic, dintr-o dată, negru își dă seama că stă pe bombe și este forțat la mutarea următoare. Mutare unică aici. Nebun G7. Deci el care cu 4 mutări înainte fugise de acest schimb de nebun de cazemat, acum se vede obligat să joace nebun G7. Să vedem, să vedem ce frumoase sunt variantele aici. Hai să le luăm pe rând, Sofie. Să zicem că bați acest pion. Să zici, mamă, ce tătic sunt. Te-am păpat. Păi da, dar urmează pur și simplu, uite-te la mutarea următoare. Dama E7. Cu mat pe ultima linie. Degeaba joci nebun F3, GF3, dama C6, să zici, ca să ți-l aperi pe ăsta, da? Nebun G5. Și aici. Nebunea pe E5 și turn D7. Încă o dată, nu poți să joci fără nebun G5 direct turn D7. Aici turn D7 este o greșeală, pentru că ți-ar urma dama ea pe D7 și pierzi partida. Dar nebun G5, și vei vedea, deci nebun G5, mutarea excelentă, care ți acoperă câmpul de 8. Nebun E5 și acum turn D7 rup
rupând legătura între cele două turnuri, acu dama de 7 nu te mai duce la nimic. Pierzi material. Iar dacă joci aici, să zicem, turn pe 8, dama pe 8, mat, da? Altă variantă, deci pionul din A4 nu poți să-l iei, Sofie, da? Am văzut asta. Deci suntem în acest moment după turn A1 de 1. Din nou, nici turn A8 ia pe D8 nu merge, pentru că după turn ia pe D8 și F6, ca să oprești legătura, să zicem, îți bat pur și simplu. Și nu poți să-l bați că îți dau șah. Și aici, orice joci pierzi, pentru că dama mea și cele două piese ușoare îți fac praf regele ăla care este săracul, lipsit și de păturică și de tot ce vrei. Deci aici ești, ca să spun așa, mat. Da. Deci partidă forțată de împrejurări, săracul negru, în speță Ian Timon, este forțat să-și aducă nebunul la schimb. Deci suntem aici. Și joacă nebun G7. Turn D7. Mutare cu semnul exclamării. Foarte, foarte puternică această mutare. Pentru că în acest moment ameninți nebunea pe G7, urmat de dama F6 șac și dama F7 mat. Turn F8, trebuie să mă apăr. Nebunea pe G7, regea pe G7, deși rege rămas fără cazemat. Turn D4. Acest turn aici, din nou, vei vedea ce rol important are. Stai să vezi ce. Turnul din A8 la E8, dama F6 șac. Rege G8, H4. Deci, pur și simplu, asistăm la o fază în care negru este complet sugrumat. Nu, Sophie? Pentru că acum, practic, ce urmărește albul? Să joace H5 și H6. Da? De aceea, Timon îi spune, stai cu minte. Joacă H5, mutare din nou unică. Te poți întreba, bine, bine, dar de ce nu joc nebun C8? Păi îți voi juca H5 și acum nebun de 7 H6, mat imparabil, cu tot turnul tău în plus. Iar când joci aici, să zicem, G-a pe H5, turn G4. Uite-te și tu, Sofie, ce înseamnă păturică spartă. Deci nu ai decât HG4, dar acum celălalt turn vine și îți dă matul la G4. Turn de 4, n-ai decât H5, dar ți-au cei doi pioni cu șah. Și mat, da? Superb această. Deci, practic, aici tu cu negru ești forțat la H5. Nu poți să lași acest pion să vină în față, pentru că te face praf. Și această poziție, Sophie, a intrat pur și simplu în istoria șahului mondial, ca să zic așa, pentru că aici albul face o manevră total, dar total, total atipică. De genul, își folosește regele la atac. Sophie, ai auzit foarte bine, să știi, să nu te sperii, că ceea ce spun e foarte bine. Deci, Nigel Short acum începe plimbarea acestui rege pe ruta asta. Ping, 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 mat. Deci încep. Rege H2, turn C8, rege G3. Turn E8, rege F4.
Nebun C8, prea târziu. Rege G5. Și Ian Timan cedează. Și acum se pune problema, Doamne iartă-mă, dar cum și cum e posibil să nu am niciun contrajoc aici? Și adevărul este să ne uităm un pic la... Pentru că acest... Deci suntem în acest moment când albul joacă rege H2. Și după partidă, într-adevăr, Nigel Short a spus că pur și simplu se temea de acest nebun C1. Dar a văzut, chiar și la nebun C8, el tot a văzut o variantă care destabiliza jocul, de genul G4. Și acum, dacă bați, urmează G4, ia pe H5 și atacul tău este monstru. Urmează H6 pur și simplu. Deci, încă o dată, când bați ăsta, îți iau pionul cu șah. Da? Și cum, ce să joc aici, ce să joc aici? O, îți dau mat într-o mutare. Maze. Hai că sunt în tălău. Da? Deci turnul acela de la D7 nu putea fi bătut. Dar chiar dacă bați tu în G4 aici, după cal G5 și din nou nebunia pe D7, H5 și din nou ești groghi. G3. Deci, atenție, e foarte posibil ca negru să nu fi văzut acest G3, care și înainte, dar asta e o mutare de calculator, de fapt calculatoarele le-au descoperit după 20 de ani mai târziu. Practic aici, stai un pic ca să înțelegi, cea mai bună mutare de aici este direct G3. Și care este ideea acestui G3? Dacă bați cu regele, apare dama la, după nebunea pe D7 H5, apare dama la H1. Da? Și să zicem după turn de 7 să bat cu dama la H5 și fac fața atacului, ba chiar pot spune că nu mai sunt în pericol. Turn C7 și poziția este complicată. Deci, ca să spun așa în acest moment, dar chiar dacă n-ar fi văzut-o din prima, deci suntem în acest moment nebun de 7, H5, G3. Din nou această mutare G3 practic îi dă negrului șanse de remiză. Poți să bași și cu F-ul, de acord, dar după dama ia pe A4, urmat de dama ia pe C2 cu șah, H6, dama C2 șah. Și aici dacă joci și rege H3, ai dama pe 5, șah, schimb de dame. Dar ia uite ce mutare hoață ar fi fost într-o astfel de poziție, turn de 2. Pe ideea că acum dacă îl bați pe ăsta cu șah, să joc rege H3 și tu să nu mai ai niciun șah la dispoziție. Și să fii făcut mat pe tablă, deși ai două turnuri în plus. Partida asta într-un fel este, deci am mat atât la G7 cât și simpla H6, H7. O astfel de partidă, Sofie, poți să o comentezi și în 3-4 ore și să o diseci, să o analizezi și tot la un moment dat tot simți, ca să spun așa, că nu-i atingi toate chestiile posibile pe tablă. Da, Sofie. Sofie, duminica, 10:53, știu că sunt 7 minute în minus, dar nu te super dacă terminăm lecția de azi, că în fond asta ți-am pregătit pentru astăzi, aceste două partide, sper că ți-au plăcut foarte mult, mai ales a doua, dar și prima a fost foarte interesantă și foarte utilă pentru
a luat contact cu varianta clasică din apărarea spaniolă. Bine, Sofie, ne vedem mâine seară la aceeași oră, da? O seară plăcută, la revedere, pa!